Românii sunt un popor procesoman, instanțele sunt mereu aglomerate și nu întotdeauna din cauza lipsei de personal. Există procese serioase, dar sunt și judecăți numai să moară și capra vecinului. A fost făcută o selecție a celor mai bizare procese. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Mare este grădina lui Dumnezeu și mulți români se află în ea atunci când nu vor să fie în sala de judecată, supărați că umbra de la pomul vecinului nu cade la unghi de 90 de grade, că eclipsa de soare a ocolit România sau că atacul energetic de la tur la bisericii nu este chiar sfânt. O româncă a chemat în instanță 104 personalități ale lumii, printre care Barack Obama, regina Angliei sau pe prințul Charles, iar exemplul ei a atras și alți doritori de a împărți instanța cu oameni cu sânge albastru sau măcar vipuri mondiale. Un caz care le întrece pe toate s-a petrecut însă în 2005, atunci când un conațional certat cu legile pământești, fapt pentru care a fost condamnat la 20 de ani grei de temniță, a dat vina pe Dumnezeu pentru problemele lui laice și a decis să-l cheme la judecata unui Pilat din Pont Modern. Conform speției care încă se află la loc de cinste în arhive, botezul său constituie un contract cu Dumnezeu prin care, în schimbul rugăciunilor, acesta din urmă se obligă să-l țină pe reclamant departe de ele. Mai mult decât atât, deținutul a acuzat pe creator de luare de mită și înșelăciune și a cerut înapoi banii cheltuiți pe lumânări și slujbe pentru că nu a avut niciun efect. Mai departe, dosarul în care Dumnezeu a fost dat în judecată de un deținut din Timișoara a fost clasat de procurori care au dispus neînceperea urmăririi penale. Argumentul procurorilor: creatorul nu este o persoană reală și nu are domiciliu, relatează România TV.ro.